am ajuns în Cher, le-am dat de dracu. Am ajuns în Cochi, dragilor, sau în Cochin, capitala statului Kerala. Nu e un gondolier pe un canal din Veneția, e un simplu pescar din Cochi, Kerala, sudul Indiei. Dă-i, 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 dă-i! Chiar și creveți. Smiley traveler, subscribe. Spuneți-mi, dragilor, de când ați mai scris sau primit o carte poștală? V-ar plăcea să primiți una de peste mărșii țări? Cum eu călătoresc de mai bine de 10 ani cu autostopul prin lumea largă, mi-a venit această idee și puteți primi chiar voi o carte poștală personalizată. Nu trebuie decât să îmi lăsați un mesaj pe rețelele de socializare, mă puteți contacta pe Instagram, pe Facebook, să-mi lăsați datele voastre, adresa, mă puteți susține pe Patreon, pe Revolut, pe PayPal, las în descriere linkurile de la toate aceste site-uri și mulțumesc pe această cale celor care mă susțin până acum, care susțin călătoria lui Smiley Traveler. Mersi și aștept mesajele voastre. Intrăm în statul Kerala, dragilor, renumit pentru natura verde, frumoasă, munți, dealuri, păduri. Uitați ce peisaj, din păcate munții sunt acoperiți de nori. Acum e pauză de masă, am oprit camionul. Uite aici la hotel, v-am mai spus că hotelul de fapt înseamnă restaurant aici. Uite și pe băiatul care ne-a invitat, ia să-l ajut. Hai, veniți la hotel, dragilor! Mâncare bună, aici ce scrie, tot hotel. Se mănâncă biryani. Hai să halim niște orez. Orez cu pui. Grill bite. Wow, păi suntem deja, ne băgăm acolo la camera bună, aia de familie, cu aer condiționat. Hello. Preparing good food? Boys are enjoying. Also biryani? Yeah. How is it? Nice. Ah, it's alright, asta ne așteptești pe noi. S-M-I-L-E-Y. Traveler, Smiley Traveler, subscribe. Uite așa fac râs și de abonați la masă. Enjoy. Am ajuns în Cher, le-am dat de dracu. Ce zeu mai fi și ăsta? Nu știu, da? Îi dăm cu cruce și îl facem pe dracu în patru. În Cochi, dragilor, sau în Cochin, capitala statului Kerala, și sunt întâmpinat de o biserică, nu orice biserică, o biserică siriană sau siriacă catolică. Scuzați cacofonia, dar e una dintre cele trei cacofonii acceptate, din câte mi-aduc eu aminte de la orele de limba română. Biserica catolică, tehnica cavalerească și Ion Luca Caragiale. Așadar, un Sfânt Ion a dat numele acestei biserici. Ce trafic, fraților, iese lumea de la serviciu. Încă n-am intrat oficial în oraș, suntem la periferie. Mă îndrept spre ultima stație de metrou. Și o să iau stații bune, să ajung spre centru. Am o gazdă prin Couchsurfing, tot aștept să-mi spună adresa. Și îl voi aștepta ceva, pentru că lucrează până la 11 noaptea. Nu știu ce job are,
azi e duminică, nu se lucrează, singura zi de altfel în India, liberă, doar elevii și studenții au weekend, atât sâmbătă cât și duminica. Dar ciudat, ca pe vremuri la noi. Și mâine o să schimb gazda. Pentru că nu mă poate accepta azi, nu știu, într-o excursie de weekend cu prietenii. Așadar, am să am parte de doi localnici. Tamam, bine, nici nu eram plan să ajung azi. Am tras tare să ajung, dar bine, am făcut. Au fost și curse de noapte cu ai mei prieteni camionagii. Și iată-mă, ajuns la destinație. În două zile am zborul, cel mare, primul zbor din această călătorie. Încă nu vă spun unde. Și o altă biserică, Biserica Sfânta Ana. O comunitate destul de mare de creștini aici în Kerala. Ce-i drept una din primele zone creștinate din India, sudul a fost targetul misionarilor și aici au ajuns și portughezii și vom vedea prima biserică europeană creștină. Iar vis-a-vis se află o moschee. Hai la metro! A costat 50 de rupii biletul, mai puțin de un dolar. Ca peste tot în India, metroul, prețul biletului variază în funcție de stație, adică de kilometri. Și trebuie să știi unde cobori, ca să știe doamna sau domnul de la casă ce bilet îți vinde. Așadar, trebuie să fiu atent și la locuri, să nu fie destinate bătrânilor sau chiar femeilor. Văd că nu. Bun, am voie să stau. Catedrala Siriacă Sfânta Maria din Cochin. Night Market. Chiar mă miram unde e toată lumea. Că doar e duminică seara și e numai 8. Să vă arăt prea multe pentru că e deja noapte, așa că mâine e ziua de explorat Cochiul. Vă las un suc proaspăt de ananas. Dimineața am vrut să dorm pe plajă, dar cum e marea mare, reflux, am dormit printre bărci, m-au trezit pescarii că n-am pus cortul bine și nu puteau să miște bărcile pe la 2 dimineața. A și plouat, aventuri, dar e fain să-i vezi cum cântă, mișcând bărcile. Așadar, pescuitul bun e pe timp de noapte. Da, aventuri, cine trebuia să mă primească azi noapte n-am mai putut. De bine totuși că am fost aici aproape de mare și sunt cu pescarii.
Da, se ung stinghile să alunece mai bine. E 6:30, acum am trezit, ei se întorc. Or fi prins ceva? Mamă, pe timp de ploaie așa să pescuiești. Nu e ușoară viața. Acum marea departe, gândiți-vă. Că era până cam unde sunt scaunele acum, unde e nenea. Ziua se retrage. Hai, dă-i, 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 dă-i! Și apoi se iau stinghile din spate, se pun în față. Asta e ultima barcă. Au fost vreo 10. Pescuitul e cu plasă și să vedem ce captură a fost astăzi. Ia, sunt niște peștișori. Ah, uite și crab. Un pui de rechin din câte văd. Wow. Deja s-a aglomerat pe aici, cred că lumea vine să cumpere din pește. Eu fix aici mi-am pus cortul, fraților. Imaginați-vă. Și fix lângă e o capelă creștină. Uite aici. Așa se frământă coca dis de dimineață pentru micul dejun al localnicilor și al călătorului și, bineînțeles, un local fără ceai în India e inexistent. Oh, oh. A venit și ceaiul. Sunt aici cu un localnic, cu Steven. Very grateful. Ceaiul de dimineață te ajută să scapi de grață. Abundența de biserici și totodată de creștini se datorează în mod special portughezilor, care au fost aici înaintea olandezilor, înaintea britanicilor. Și avem aici un frumos exemplar arhitectural, Bazilica Santa Cruz, una dintre cele 9 bazilici din Kochi. A fost construită în anul 1505 inițial, iar ceva mai târziu transformată în catedrală. Și arhitectura e diferită față de ce am văzut până acum, o arhitectură colonială portugheză. După cum vedeți și denumirile Vasco Homestay, ascund originea portugheză. Iar aici este Biserica Sfântul Francis, prima biserică europeană din India. Clădiri cu reminiscențe arhitecturale coloniale. Thank you.
Cocii există sau cel puțin a existat o comunitate de evrei, chiar ieri am mers pe strada evreiască. Există chiar și o sinagogă, dar se pare că e și un croitor pe aici. Shalom! Mă întâlnesc din nou cu pescarii la plasele chinezești. Tot ce s-a prins se vinde aici. Chiar și creveți mai mici, mai mari. Nu e un gondolier pe un canal din Veneția, e un simplu pescar din Cocii, Kerala, sudul Indiei. Și portoar, bineînțeles că se descarcă bunuri, alimente, aici staci cu orez probabil. Da, uite. Camioanele așteaptă să fie încărcate. Hai că am terminat cu portughezii și am dat și de olandezi. Uitați, The Dutch Palace, Mattancherry. Palatul olandez, Mattancherry. Plouă, fraților, plouă! Ce vreme! În spatele templului hindus se află o sinagogă.